cei care s-au născut în semnul gemenilor încep să fie veseli, evident începând cu 21 mai, când vor avea soarele de partea lor. Este un lucru bun, este un lucru firesc care se întâmplă o dată pe an și care le permite să-și înnoiască ceva. Gândirea, mentalitatea, atitudinea, comportamentul, trăirile, visele, speranțele, proiectele, să-și înnoiască chiar și sănătatea. Se pot simți mai bine, se pot duce la doctor, pot să-și facă analize, Poți să vadă ce îi supără și de ce îi supără și să facă un tratament și trebuie să îi se dea curs. Nu este niciun fel de superficialitate sau de narcisism să te îngrijești de sănătate, să îți îngrijești înfățișarea și celelalte lucruri. Din fericire, așa cum spuneam și în cadrul prezentării generale, soarele nu face deocamdată aspecte proaste cu nicio planetă, așa încât Săptămâna care vine, cel puțin din această perspectivă, este vorba de o zestre astrală care vine repede, bine, corect, este asimilată întru totul, iar soarele funcționează ca un generator de viață, de energie, de sănătate și de optimism. Între 21 și 22 mai, s-ar putea să nu fie în forma cea mai bună, dar nu în sensul că nu pot vorbi, ci în sensul că sunt mai prudenți, mai rezervați sau mai atenți pe niște chestiuni care le dau de furcă de la un timp și pentru care ei simt nevoia că trebuie să completeze ceva. Nu stăpânesc domeniul și din cauza asta patinează și având oarecare control și obiectivitate asupra lor, își dau seama că e riscant să decidă într-un anume fel acum, nefiind siguri pe întreaga documentație, situație sau legislație. Și atunci procedează la ceea ce este nevoie în funcție de viața și contextul fiecăruia. Unul vrea să studieze, altul cercetează legislație, altul mai învață, altul previne la o carte, un manual, unde știe el sigur că va găsi o sursă de inspirație sau un temei pe baza căreia să-și construiască o argumentație. Uh, mici deplasări uh, pe chestiuni care țin de familie sau pentru familie se duc să rezolve o problemă, să spunem, administrativă, economică, uh, pentru o rudă, în principal pentru un frate sau uh, o soră. În schimb, dinspre străinătate se poate să primească Câte un uh, geamăn, câte o veste uh, destul de șuie. Să-i șocheze, să-i mire. Pe unii îi poate entuziasma sau îi poate mobiliza să zică, oh, ce interesant. Sau abia așteptam, sau la asta nu mă așteptam, iată, lucrurile se mișcă. S-ar putea, însă, să existe. Un bine amestecat cu risc, un bine amestecat cu un pericol sau un bine amestecat cu un necunoscut. De aceea, oricât s-ar bucura, și oricât i-ar surescita ideea că ar fi foarte interesant dacă ar da curs acele invitații sau formule care li se oferă, este bine, totuși, după ce se bucură ei cât pot, acolo, în ceas, două, trei, să se calmeze și să analizeze. În câte zile pot iei, în funcție și de uh, termenul limită pentru care trebuie să dea un răspuns, uh, respectiva situație. Dacă trebuie de azi pe mâine și mi-e teamă că s-ar putea ca termenul uh, să fie foarte rapid, nu chiar întotdeauna pe loc, dar ceva de genul ăsta, adică în 24 de ore accepti, da sau nu, în 48 de ore răspuns, dacă nu postul e ocupat sau bursa e dată sau dosarul iese din discuție. E vorba și de relații cu străinătatea, dar presupunând că străinătatea este doar o condiție de manifestare, sectorul mare care îi privește, îi vizează, este cel al studiilor, al felului în care îi se pot desfășura mai bine din punct de vedere profesional, Pot să facă ceva ce își doresc, sunt pe drumul atingerii unui ideal, a unei construcții personale, dar mai există un aspect și anume o schimbare bruscă de conștiință, nu de stare de spirit, de conștiință. Să fie martor la un eveniment mai fericit sau mai tragic, să fie martor la niște schimbări majore care se petrec cu rudele lor, cu colegilor, cu prietenilor, cu instituția lor, în mediul în care activează, și care să le dea peste cap niște principii, să le spulbere încrederea niște oameni, sau care să scoată la iveală aspecte nebănuite, care să-i oblige pe ei să decidă brusc și iarăși ajungem la aceeași formulă cam pe moment cu privire la felul în care ei se raportează, mai rămân sau nu alături de acei oameni, mai continuă sau nu să activeze în acel uh, proiect, uh, continuă să manifeste aceeași simpatie și încredere față de un grup. Aici aspectul e foarte important pentru cei care sunt în politică sau pentru cei care au uh, funcții de răspundere, pentru că prin recul toate aceste situații bulversante, sunt de natură să-i oblige pe ei să ia în calcul dacă nu cumva ar trebui să uh, schimbe locul de muncă, să o șteargă englezește și să se ducă într-un loc mai puțin vulnerabil și periculos printre ei. Dar schimbarea de conștiință uh, se va face, se va face repede și se va face cu ceva costuri sufletești. Nu o să le fie foarte comod să asiste, să vadă și să constate ceea ce le va oferi soarta. Va fi destul de dificil, va fi dinamic, îi va lua prin surprindere și va avea darul să-i facă să ajungă după această încercare de viață undeva în altă parte. Nu neapărat mai sus și mai bine, ci în altă parte. Și din acel punct, cu adevărat, ei trebuie să-și gândească o nouă strategie și alt drum în viață. Între 22 mai după amiaza și 24 mai până la prânz, preocupări casnice, mai ales administrative, domestice, dintre cele care nu dau satisfacții ca să-ți modifice aura. Adică treaba la bucătărie, în casă, în grădină, în pivniță, în garaj, în pod, în curte, în alte anexe gospodărești sau roboteală alături și pentru familie. Să fie alături de cineva, părinți, o rudă și să le dea o mână de ajutor sau măcar asistență. Totuși, între 22 și 24 mai, mici discrepanțe personale provocate de luna în Fecioară, care va face o poziție cu Neptun, de aici... Se poate trage concluzia că în acest răstimpul, reamintesc, după amiaza de 22 mai, 24 mai până la prânz, ei pot să nu fie întotdeauna în apele lor, ceva se i mai și supere, să-i scoată din sărite, să strângă din dinți. Asta e viața. Între 24 mai după amiaza și 26 mai până la orele 17. Ori să se destindă, vor să se veselească, să se rupă de un context sufocant sau plictisitor sau care îi trage în jos la nivelul satisfacțiilor. Nu vor niște satisfacții atât de ieftine, de perisabile, de modeste, de mărunte sau de neonorante, adică să asculte mirce muzică, vor și ei ceva mai elegant, mai sofisticat, mai high life, sau high tech vor niște lucruri speciale, mai subtile, mai profunde, care să le dea bucurie și socială, nu numai a simțurilor. Adică poți să te bucuri ascultând la tine acasă romanțe cu cineva, cu un cântăresc celebru e frumos, e plăcut. Dar parcă mai multă satisfacție le dă uh, ipostaza de a participa la o premieră, la un spectacol cu un invitat de afară, cu o celebritate, la o serie de activități unde ei înșiși au o contribuție creatoare. Și apoi, între 26 și 27 mai, un răstimp în care la locul de muncă se strecoară tot felul de strâmbe și invidii și cuvinte așa rostite printre dinți și strâmbături și grimase care sugerează tot felul de stări de spirit, atitudini și păreri ale unor și altora, colegi, șef subalterni, care le transmit prin limbaj corporal că nu îi înghit, nu sunt de acord cu ei. Acum, astfel de mărturisiri cred că nu au decât rostul să-i scoată din sărite, pentru că altfel nu se constituie decât ca o dovadă de proastă creștere a celora. De aceea ar fi și foarte lipsit de înțelepciune ca. Gemenii să se pună la mintea lor și să întrebe pe aceea: Dar de ce te uiți urât la mine? lăsați în pace, se uită că atâta pot și ei, unii dintre aceștia. Dar există și informații, și partea cel puțin astrală. Nu știu cum o fi în realitate, dar din punct de vedere astral, informațiile cu privire la locul de muncă, la o strategie care se va aplica la locul de muncă, asupra instituției mari, sunt reale sunt adevărate, chiar dacă sunt ținute la secret, chiar dacă vin pe o cale neoficială, o mică mărturisire, o indiscreție, o, un strop de dezvăluire dintr-un proces mai mare care urmează să se petreacă, spuneam că sunt reale și nu sunt deloc în avantajul câte unui nativ. De aceea, vor nu vor, trebuie să se gândească la o perspectivă, la o alternativă, sau chiar să-și analizeze propria lor capacitate, mai pot să mai rap de sângită sau să treacă prin ceea ce se pregătește sau dacă ceea ce se pregătește se și adeverește, atunci lucrurile nu sunt deloc convenabile. S-ar putea să ca ceea ce vă spun eu să nu se petreacă într-o săptămână două, ci să dureze de acum încolo, odată zvonul aflat, care este legat de contextul săptămânii viitoare și puțin din răstimpul de după 27 mai, după aceea această idee care le-a intrat în minte va stărui și va mobiliza și va obliga să se întoarcă în permanență în același loc pentru a analiza despre ce este vorba. Cu adevărat situația la locul de muncă se va epuiza, se va rezolva cum ne cum cumva abia din noiembrie acest an.